Este locul unde s-a născut bunicul meu, unde a copilărit și a dus o viață foarte, foarte grea, într-un loc foarte izolat. S-a născut într-o familie care a tot crescut până a avut 12 copii. Și el a fost unul dintre copiii care a fost dat de slugă la o altă familie și unde a trebuit să aibă grijă de oi, capre, vaci și colinda meleagurile astea, colinda aceste dealuri, aceste locuri, poate că nu exact aici, dar zona aceasta extraordinar de frumoasă. Și de fiecare dată când venim încoace, mă gândesc la el și la cât de greu trebuie să fi fost să fii copil, să nu ai tot ce îți trebuie, părinți aproape și altele de genul acesta, și să fii pus la muncă. Dar muncă, așa cum ne gândim noi acum pentru un om adult care nu ți-ar mai munci acea muncă, nici să-i dai aproape toți banii din lume. Cred că a fost foarte greu în perioada aceea, în anii aceia. Dar a reușit să se ridice. Poate am spune de jos, dar nu cred că a fost tocmai de jos. Ci a reușit să se ridice și să construiască și, cum spuneam, de fiecare dată când pășesc pe aceste meleaguri, de fiecare dată când ajung în zona asta, mă gândesc la el, dar în același timp mă transpun într-o altă perioadă. Și am impresia că sunt într-un loc extraordinar de special. Aproape, nu pot să-i spun magic, că nu cred în magie, dar oarecum magic. E foarte frumos. Și venim cu foarte mare drag aici. E puțin greu pentru copii să îi atragem în zona asta, pentru că, din păcate, noi suntem porniți cu foarte mult lucru și vrem să terminăm anumite proiecte și atunci pentru ei este neplăcut uneori, dar sunt copii harnici și totuși ne ajută, dar e greu să-i convingem să vină în partea asta. În ultimul timp sunt din ce în ce mai interesați, am observat, pentru că am reușit să terminăm una dintre camere și e ceva interesant, nou, și au o zonă unde se pot relaxa, dacă li somn se poată dormi liniștiți, deși și până acum puteau să își întindă o saltea sau o pătură pe jos și să doarmă la umbra nucului, pentru că e chiar foarte, foarte plăcut. Dar, da, asta e una dintre provocările noastre de a-i atrage într-un mod plăcut în această zonă. Pentru că pentru mine e o zonă de suflet, dar pentru ei nu s-a legat încă această legătură. Și am ajuns și la căsuța din cătun. Nu știu dacă o să apuc să și citesc, dar mi-am făcut planuri foarte serioase în această privință și am venit, de fapt, până aici să culeg roadele din grădină, pentru că se tot cocardei, castraveți, roșii și nu am mai fost de câteva zile bune. Cred că sunt 4 zile deja de când nu am mai cules ce s-a făcut în grădină și asta e strigător la cer.
tot dorit de mult timp să pun în pământ semințe și să se facă dovleacul acela bun de pus în cuptor, de copt sau de fiert. Și anul acesta am pus într-o zonă chiar la ieșirea din grajd, adică aici se arunca gunoiul. E gunoi foarte vechi, nu știu dacă 5-10 ani undeva pe acolo. Și se pare că chiar s-a făcut un, cel puțin unul, mai văd încă unul acolo, sunt câțiva. Eu chiar sper să se să ajungă la maturitate, să-i putem culege și să îi punem în sfârșit la cuptor, pentru că tare, tare dragi mi-s. Acasă am mai pus și alt soi, dar și aici, numai că e un dovleac din acela pentru porci, sau mai nou se folosește ca și decorațiune pentru Halloween, ceea ce da, e drăguț cine e drăguț pentru cine sărbătorește această sărbătoare. Și știu că copiilor le place foarte mult să îi sculpteze, dar n-am știut că o să iasă soiul ăla. Vai! E plin de ardei capia, copți. De mult nu am mai avut ardei capia. Îs cam pricăjiți, pot să spun treaba asta, și asta e din cauza că nu prea au fost udați. Și nici sămânța nu cred că a fost din cea mai bună calitate. Astăzi am fost în oraș și am trecut prin piață. Am vrut să-mi cumpăr niște castraveți, așa o cantitate mare, mare, să pun în borcane pentru iarnă. Și vă dați seama că am fost în piața Angro și nu am găsit nimic decât castraveți foarte mari, trecuți, cum s-ar zice, erau gălbui deja și cerea 5 lei pe kilogram. Mi se pare enorm pentru niște castraveți care sunt prea bătrâni și cumpărat Angro. Așa că să vedem ce avem noi pe tufa noastră de castraveți. E atât de mare secetă încât se uscă pur și simplu castraveții pe... Ăștia sunt mult prea mari. Ăsta e prea mic. Deja mi-am umplut toate coșercuțele și nu mai am unde să pun roșiile. Așa că trecem la pungi, deși nu-mi place să le pun, pentru că se tocănesc acolo toate și nu ajungem cu ele bine acasă. Dar asta e, trebuie cules.